Pe mine mă frapează precizia cu care dumneavoastră, alți analiști, alți profesori, alți oameni care înțeleg foarte bine cum se întâmplă și cum merge economia, nu neapărat la noi, ci în general, au punctat câțiva dintre termenii sau câteva dintre motivele care nu fac decât să ateste că lumea e altceva și că și România trebuie să reacționeze. Noi suntem mai degrabă cu efectele, da? Adică noi ne plângem că nu ne merge, că avem deficit, că nu e gata bugetul. Sigur, multe dintre motive sunt politice și au cauze intestine. Ideea e că lumea se schimbă și aici nu e vorba doar de contextul 4.0 al revoluției industriale, nu e vorba doar de digitalizare sau de migrație, e vorba de foarte mulți alți factori pe care îi și numiți în cartea dumneavoastră explicându-i, de la schimbarea și încetinirea ritmului de creștere, care e o certitudine deja la nivel global. Într-un fel îmi place să tot numesc o nouă normalitate cu care trebuie să ne obișnim, tendința asta protecționistă, populismul care răsare de peste tot și care pe mine, recunosc, mă sperie pentru că dezvolt deja reacții alergice, din păcate, da, se și numește așa, prinde foarte bine. Ce face România? Pentru că până la urmă, dincolo de orice analiză, ne interesează ce se întâmplă cu noi și aici, în jurul nostru. De ce nimeni nu ia lucrurile astea în serios? De ce rămânem în zona de circ și ce facem? Sunt câteva elemente pe care eu le-aș spune esențiale în momentul ăsta. Pentru mine România este la un punct de cotitură, iar lucrul care mă îngrijorează cel mai mult este că nu ne dăm seama de lucrul ăsta. Noi putem să ratăm o situație care poate să fie dezastroasă pentru viitorii 10 sau 15 ani, poate și mai mult. Sau putem să folosim câteva oportunități care apar acum. Se pare că nu ne interesează, pentru că se întâmplă lucruri extraordinare, unele foarte recente, pe care n-am avut timp să le prind în carte, care arată că în spatele acestor ideologii, în spatele acestor mișcări apar și ideologii, ceea ce până acum nu s-a putut spune niciodată. Au fost mișcări care au schimbat tehnica, tehnologia, ai spus ceva despre 4.0, noua revoluție industrială, despre schimbările climatice, asta toată lumea le cunoaște, schimbările de alimentație, foarte multe lucruri. Ceea ce se întâmplă însă acum este o chestiune care foarte surprinzător seamănă cu un moment din secolul XIX. Secolul XIX a fost un moment de cotitură prin revoluțiile care au avut loc atunci. S-a schimbat lumea într-o manieră radicală. Până și la noi au fost mișcări care au fost extrase cumva de personalități ale noastre care au învățat, care au studiat pe acolo, prin Occident. Dar a fost un eveniment care acum ne jenăm să-l numim, pentru că cum vorbești despre el, te taxează ca fiind comunist sau, mă rog, fel de lucruri de-astea care nu au nimic până la urmă cu imaginea pe care noi vrem să ne creăm. Secolul XIX a însemnat apariția Manifestului Comunist. Manifestul Comunist al lui Marx și Engels este o lucrare mititică, nu sunt multe pagini, dar acolo apar două lucruri esențiale. În primul rând, explicația motorului istoriei sau a dezvoltării, care înseamnă contradicțiile, și în al doilea rând, elementul care poate să repare aceste contradicții. Marx și Engels spuneau Revoluția Proletară. Revoluția Proletară însemna să se ia exploatatorilor ceea ce au luat de la exploatați, printr-o formă pe care ei nu au definit-o, din păcate a definit-o Lenin și cu Trotsky într-o formă extrem de violentă, o catastrofă istorică, dar ei au spus trebuie să existe o revoluție proletară. Asta retrăim acum, da, cu creșterea aceasta populismului pe care, da, o vedem în Europa și nu numai? Aceste accente de populism vin pe inegalități. Ceea ce numea Marx și Engels contradicții, acum alt un gânditor pe care eu îl consider ca fiind genial, este un francez, îl cheamă Thomas Piketty, care a scris o lucrare, un bestseller extraordinar, Capitalul secolului 21, le numește inegalități. El a lucrat cu un grup mare, a scris 1000 de pagini, o lucrare extraordinar de bogată în date, în care arată, ca să ajungem la concluzie, că din începutul perioadei după cel de-al doilea război mondial până în prezent, 80% din bogăția lumii aparține a 1% din populația lumii.